Vă salut pe toți, dragilor, cu Sfânta Sărbătoare de mâine, și anume schimbarea la fața Mântuitorului Hristos. Este o zi binecuvântată pe care și biserica noastră, o parte din ea, s-a schimbat la față, după cum vedeți, cu ajutorul lui Dumnezeu. Urmează să schimbăm schela, să o montăm la a doua cupolă, a doua turlă, apoi la cea de mijloc, și așa toată biserica, cu ajutorul lui Dumnezeu, să o înfrumusețăm. De aceea apelăm la bunătatea și dragostea dumneavoastră, ca de obicei. Sunteți receptivi și binevoitori pentru casa lui Dumnezeu. Vedeți că aici încă am ajuns, că suntem pe piatră. Aici este încă destulă nevoie de ajutorul dumneavoastră. Încă ferestrele n-am reușit să le facem. Dorința noastră este unică, să aducem la sfârșit lucrarea casei Domnului. Acesta este Petrică, principalul lucrător. Ea spune cum au mers lucrările la cupola, prima lucrare la biserică. Ați mai făcut biserici? Da, da. Și cum merge lucrările la biserică? Cu ispite, cu mai puține? Mai multe ispite, dar merge înainte. Slavă Domnului, da. Deci iată, frumusețe. Încercăm să păstrăm verdeața, cu toate că soarele este destul de puternic. Mai stropim puțin iarba, așa încât să fie un loc verde, frumos, în jurul bisericii. Iată, cam așa arată bisericuța noastră. Cei ce își doresc să devină ctitori, pe care să-i pomenim duminică de duminică în timpul Sfintei Liturghii, vă invităm să participați la această prea frumoasă lucrare, care este închinată în cinstea Sfintei Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, care se va bucura de jertfa dumneavoastră. Iată cum așteaptă să ne mângâie fiecare dintre noi. Maica Domnului să ne ajute și să ne binecuvinteze pe toți viața Parascheva, să ne aducă putere, îndeie, răbdare, ca să sfârșim cu bine lucrarea ce am început. Doamne ajută! Maica Domnului să vă binecuvinteze pe toți, gânduri bune, pozitive și înainte spre mântuire.